Salariații din Poșta Română cer Direcției Naționale Anticorupție să ancheteze de urgență conducerea companiei. Sindicaliștii cer coaliției guvernamentale să găsească o echipă managerială competentă pentru această companie a statului român. În calitate de președinte al Blocului Național Sindical, reprezentând și un număr consistent de salariați din Poșta Română, fac următorul apel public. În primul rând, un apel către conducerea Partidului Național Liberal. Domnule președinte Ciucă, echipa de conducere PNL, vă rog să începeți imediat procesul de deratizare în zona managerială a Companiei Naționale Poșta Română. Toți oamenii vă aparțin politic, vă compromit și să nu vă mirați dacă există în procesele electorale de anul ăsta reacții adverse ale salariaților prost plătiți din România, pentru că știu de unde li se trage. Sindicaliștii au avut mesaje îndreptate și către Bogdan Gruia, ministrul cercetării, inovării și digitalizării. Al doilea apel îl fac către ministrul digitalizării, tânărul ministru Gruia. Domnul ministru, am rugămintea la dumneavoastră să dați publicității imediat rezultatele investigațiilor făcute de corpul de control. Vă reamintesc că în toamna anului trecut, ministerul a anunțat inițierea unui control. Totodată, sindicaliștii cer coaliției care formează guvernul să găsească o echipă managerială de bună calitate și competentă care să ia frâiele Poștei Române. Liderul sindical are și un mesaj către șeful DNA cu privire la dosarul care vizează Poșta Română. Am primit informații încă din primăvara anului trecut că s-a pus presiune politică în acest dosar să fie această investigație, să fie încetinită, să reia imediat cercetările. Suntem dispuși să ne prezentăm în fața organelor de anchetă, împreună cu alți salariați din Poșta Română, care la rândul lor sunt dispuși să pună la dispoziție informații și documente care să vă ajute în finalizarea rapidă și eficientă a investigațiilor.